Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 168 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc de pe zi din spatele meu au fost decise chiar de către voi unde va ajunge fiecare. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Să te uiți atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Astăzi ne uităm la pachetul High Victorian Green. Haideți să deschidem pachetul să descoperim împreună. Haideți să vedem ce elemente din era victoriană regăsim în acest pachet. Știu că există și varianta pe roșu. Noi ne uităm astăzi la varianta pe verde. Dacă ne place, o cumpărăm și varianta pe roșu. Mergem pe mult aur, pe pachet, embosat, totul în relief și avem și un verde foarte bine selectat. High Victorian Playing Cards, produced by Theory 11, finally crafted for the inquisitive mind. Cred că se referă la mine. Pe una dintre margini, pe verticală, High Victorian, High, iar pe cealaltă parte, identic, High Victorian. Pe spatele cărților de joc avem multe elemente, un design complex, dar aș vrea să ne uităm pe spatele cărților de joc atunci când ne uităm la spate, dar cu toate acestea, îmi place foarte mult cum se văd aceste coloane, cu aceste două statui, pe centru această piele de șarpe, High Victorian. Avem și sub cutie standard, exact cum știm de la Theory 11, Premium Playing Cards, Theory 11, Made in USA, Registered Trademark. Iar deasupra pe cutie High Victorian. Să deschidem cutia, la fel și pe flaps avem aceste lucruri și pe interior cu auriu. Zici că e Versace pe interior sau Gucci. Wow! Sunt câteva pachete care mi-am amintesc acest pachet. Cred că primul care îmi vine în minte este Rebels, dar ne focusăm pe High Victorian. Avem extrem de multe elemente și fine. Mi se pare că duce un pic și spre Harry Potter stilul ăsta de desen. Îmi place și cum e pe margini. Și este prima dată când văd două colțuri de un fel și două colțuri de altfel. Aici pe cele două colțuri avem rotunjit și pe cealaltă parte mai pătrățos. Iar marginea nu este complet dreaptă, nu este un chenar. Sunt câteva curburi foarte, foarte micuțe de la design. Să le vedem și pe față. Un Joker frumos frame-uit cu ceva element în mijloc. Avem și al doilea Joker, identic, doar că este pe negru. Foarte simpatici. Avem și o carte de reclamă de la Theory 11. Sunt drăguțe aceste cărți și încă una tot la Theory 11 despre marca înregistrată. Avem primul as, asul din mână neagră. Pe centru din nou un chenar, doar că este mai restrâns. Ace of Spades, în cazul în care nu știm. Avem și Index și Pip. Indexul este mai pătrățos și mai întinat cumva, iar Pipul are pe interior ceva umbre. Exact cum vedeți pe acestea cu amprentă, așa se vede și cel mic. Îmi place conturul cum îl are. Sunt foarte aprinse, iar la 10 din mână neagră avem această ștampilă pe centru. La partea de Picture Cards nu avem fețe, avem niște săbii sau coroane și în cazul în care uităm aici scrie Queen of Spades, King of Spades, avem asul de romb, e frumos stilul pe care au mers, roșul este un pic mai întunecat față de cel standard, avem și juvetele cu această secure, iar pe dama o coroniță și pe rege iar o coroană și o armă. Interesant stilul de desen și cum sunt construite. Foarte mișto și mai scrie și aici 11, 12 pentru damă și 13 pentru popă. Îmi place mult faza cu conturul. N-am mai văzut la niciun pachet în felul ăsta atât de bine ilustrată și întinată, dar stă așa întoarse cărțile. Avem cel de treflă. Parcă îmi place mai mult cum stă. Și aici trefla stă pe un fel de tron. Cel puțin așa mi se pare mie. Popa de inimă roșie iar trece sabia prin cap, prin coroană. Damă de inimă roșie, juvete de inimă roșie și așa mai departe cu cărțile de inimă roșie. E ce trebuie și avem și asul de inimă roșie, era bine așa, Ace of Hearts și jucării și cărțile extra pe care tocmai le-am văzut. O să le pun deoparte ca să avem 52 de cărți cu care ne jucăm. Păi hai să ne jucăm cu 52 de cărți, avem un evantai. Merge de nota 9 la evantaie sau nu l-am prins eu bine, dar se văd foarte bine și sunt vizibile cărțile de joc. E aici o zonă care nu alunecă, nu știu de ce. Să le vedem și pe spate. E ce trebuie, îmi place designul de pe spate, se vede bine și la evantai.
Îmi plac și cum se văd la spread-uri când le întind. Să le vedem și la un evantai simplu, să le vedem și la evantele cu o mână. Dar ce bine ieșit evantaiele, îmi plac. Pe ambele mâini. Simpatic acest negru de pe spate. Hai să vedem ce ne iese. Un evantai dublu care a ieșit peste așteptări. Se mișcă bine la toate evantaiele, la toate tipurile de evantai pe care le-am făcut și le-am prezentat. Acum văd mai bine această coloană de pe marginea cărților de joc. Se vede întinat și foarte drăguț și place și partea asta de sus de la fiecare, că se vede negru la mai puternic. Foarte bune pentru dribble de pe colț, neașteptat de bine, să vedem și pe margine. Foarte rar se întâmplă să meargă bine de pe colț și să nu meargă bine de pe margine. Dar aici mi se pare că merge mai bine de pe colțuri, să le vedeți și așa cu fețele cum se schimbă. Nota 9 pentru dribble. Să le vedem și la springuri, vreau să mai văd vreo 2-3. Sunt foarte bune pentru springuri. O să merg tot așa pe nota 9. Cred că merge și un power spread. Da, a ieșit ceva din el. Îmi place. Oare mi iese și un under pressure? Foarte simpatic. Și bineînțeles le vedem și la cardistry. Un control foarte bun pe cărți. Un spate întinat care merge foarte mișto în combinație cu fața cărților de joc. Controlul este foarte bun pentru cardistry. Să vedem stilul victorian cum sare. Spin-ul e bun. Sunt extrem de bune pentru aruncări, nota 9. Aceasta a fost prezentarea pentru pachetul de cărți de joc High Victorian pe verde. Îmi place foarte mult, cu siguranță o să cumpăr și pachetul pe roșu. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Chinez, pe rândul 11, coloana 25. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 15, 14, 13, 12, 11 și coloana 25 este ultima. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet de cărți de joc pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine la următorul review și până atunci îți urez să ai o seară de colecție.